Dimineața și pacea Domnului. M-am trezit de dimineață, m-am pus să fac treaba mea până Dacii nu au fost încă trezit și acum au venit Dacii. Eu până când a venit el m-am făcut treaba, adică să spunem despre ce e vorba. Aici am tăiat roșiile, așa arată după ce le tai și așa arată. Și asta, și asta era plină, ca și asta. Așa râi după ce le-am tocit cu mâna, așa le-am pres... Uitați așa. Așa. Deci, eu cu mașina, cu mașina de suc de roșii, eu nu fac, că n-am răbdare. Să pun eu acolo în tocerul ăla numai atât și să manivelez acolo, să dau la manivelă, nu. Eu mai bine le tai, le zdrumic așa cu mâna, uitați. Vedeți? E foarte bine așa. Și eu l-am făcut imediat. Și sucul ăsta de roșii trebuie să fiarbă. Și când coaja asta e însucită, deci așa vine însucită, vedeți? Când așa. Fierbe. Când fierbe. Atunci e gata. Deci spuma asta care face roșiile, care lasă, nu mai trebuie să fie spre roz, trebuie să fie un roșu închis, atunci un vișiniu închis, atunci ea e gata de ifer. Și atunci se mai strecoară astea, se strecoară și după ce s-a strecurat, sucul ăla de roșii mai vine odată fiert. Cu frunză de țelină, cu ardei gras, ca să-i dea gust. O să vedeți pe parcurs. Astea sunt roșiile care le-am cumpărat. Am lăsat și așa, ca să vedeți dumneavoastră, deci până Daci a venit, eu m-am făcut treaba, cum să zice, și am lăsat să vedeți tot cum fac eu. Deci eu acum, până el a venit, atât am făcut, că le-am spălat și le-am tăiat. Și atunci eu acum le fac așa, cu mâna, și când sunt fierte, am... o străcurătoare care o să strecor sucul ăla de roșii, îl dau pe străcurătoare și îl pun de nou să fiarbă. Mami, și cu... acum zic eu pentru oameni care nu vrea să facă așa cu mâna, poate să facă cu ăla care să face pire, cartofii? Facă cu ce vrea și cu mașina aia care e pentru suc de roșii. Și cu aia poate să facă. Păi dacă... ora nu poate, că fiindcă nu mă presez așa, deci nu-i ca când iei tu în mână și faci așa. Uite, okay. Vezi? Poți să le faci și pe mașina de carne și dai la manivela aia și iasă roșiile. Deci sunt mai multe. Eu am robot. Mă nu e aici, e dincolo. Am robot care cu robotul puteam să fac ce fac acum cu mâna. Dar vă spun sincer, eu nu-mi pierd timpul. Eu în jumătate de oră m-am făcut treaba, le-am tăiat, le presez aici și gata. Deci eu nu pot să stau atâta ca să mă uit cum iasă pe mașina aia, pe un robot sau pe ce o fi. Iar că m-am făcut așa, eu așa știu că trebuie să fac, așa m-am trezit cu așa ceva. Doar că roșiile astea n-or fost chiar, eu le-am mai lăsat de ieri până astăzi, dar n-or fost chiar bine, bine coapte. Eu știu care sunt coapte, bine, bine, dar fiindcă am găsit femeia de la cel care a cerut 10 lei și până la femeia care a cerut 5 lei, n-au fost numai decât 2 pași, cum să zice. Păi și atunci i-am spus, păi decât să dau 10 lei, mai bine dau 5 lei. Ei, dar nu m-am pus să aleg. Deci eu n-am fost chiar propusă pentru așa ceva, ca să eu să fac asta suc de roșii. Dar dacă eu mă duc la obor și caut pe acolo pe toți vânzătorii și văd, poate iau și cu 3 lei, nu numai cu 5 lei, mă înțelegeți? Și iau coapte. Aștia nu că nu-s coapte, că dar se vede că-s coapte. Dar nu-i ce vreau eu, să știți. Nu-i chiar cum vreau eu, cum am vrut să fie. Și tura asta fac așa, deci aici e 25 de kilograme, da? Exact. În 25 de kilograme, eu am două,
oale de 10 litri una. Și în 25 de kilograme, exact atâta îi acum, și alea o să le tai, alea le-am lăsat așa până vine Dacian ca să filmeze, să vadă despre ce e vorba, ce roșii am avut, că dumneavoastră ați văzut, știți, dar o să fie în urma dumneavoastră care o să fie noi abonați sau cine se uită la mine și vrea să facă sucul de roșii, nu o să știe despre ce e vorba cum de ieri până astăzi și am făcut eu. Și atunci am lăsat roșiile astea să se vadă. Și cum le curăț, nu? Acum de curățat, vă arăt acum, o să arăt și cum se curăță, că nu-i mare lucru, una, două, ca să curățăm, ca să se vadă, ca să fie tot complet. Iar că am făcut, uitați aici, de când am vorbit cu dumneavoastră, cred că nu-i 5 minute, că 10 e prea mult, și ia că eu am făcut sucul de roșii. Deci eu de-aia vă spun, eu de-aia nu pun în mașină eu să nu, fac. Nu-mi place ce faci. Că fac cu mâna. Da. Mâna asta face orice. Da. Și a luat și mâncare. Am înțeles, da. Și sucul de roșii. Dacă fierbe, eu oricum am fost pe mâini spălată. Și dacă fierbe, se duce tot. E adevărat, nu e chestie de micro. Atunci, că știu că fierbe și că moare micro. Nu-mi place să fac așa ceva. Nu, în sfârșit. Dacă eu m-am făcut treaba, cum să zice, și arăt și cum să taie, ca să vedeți și asta. Bine, asta trebuia prima dată să se arate, cum să taie, cum să spală, să taie. Și atunci, cum fac eu aici, dar noi am luat-o de la coadă la cap. Nu-i bai nici așa, nu-i nicio problemă, eu arăt. Și eu caut aici acum fiecare să fie spart. Uitați, eu mai am aici puțin și gata. Bine, bunica mea nu făcea așa. Deci bunica mea cumpăra câte 100 de kilograme, nu ca mie 25, și se puneau toate roata în curte, câte 4-5 femei, și tăiau roșii, le spălau, le tăiau, le punea într-o căldare mare, dădea drumul la foc afară în curte și le fierbea, le străcura și le punea mai odată, punea sticlele, avea acolo sticle, 50-60 de sticle, i-o ieșit dintr-o 100 de kilograme și o termina cu fiertul de roșii, nu ca mine cu 25 de kilograme. Deci eu știu și așa ce zic, dar asta e așa, cum se zice, floare la ureche. Nu-i mare lucru ce fac eu. Uitați așa, spălăm noi roșiile, ca să le tăiem pentru fier. Deci procedura asta eu am făcut-o până nu s-o trebuie daci. M-am făcut eu roșiile mele. Cu celelalte? Cu celelalte, da. Și acum am lăsat-o la o parte pentru voi, da, ca să vedeți exact toată procedura. Să știți că e apă caldă, și aia vă spun. E caldă, să știți, că afară e așa exact ca când trebuie să fierbi roșii, nu-i cald. E așa plăcut. O plecat ca Nicola de la noi. S-a dus. O mergi la Africa. Meargă, la aia care suportă, noi nu suportăm așa căldul. Bine, nici nu a fost așa călduri mari toată vara. N-am suportat noi așa. A fost ca în bine, a fost 36, 38. Da, dar nu se numă mult. Acolo e prosop. Nu-i prosop aici, ăștia. Uitați, vedeți-o? Deci, vă arăt așa. Aici trebuie să luăm partea asta, s-o luat. Verdeața asta nu-i voie să aibă, uitați așa, luăm și verdeața asta, și aici ăsta trebuie luat, și atunci tot ce îi alb, firicioarele astea albe trebuie luate. Înainte era altfel de roșii, micuțe, nu mici.
dar erau, cum se zice, cam așa, o roșie normală, micuță așa, așa, și avea un pic de verde, tăiai verdele, la o tăiai și n-avea firuțele astea, dar ăsta, soiul ăsta, așa are. Deci soiul ăsta e așa, dar poate data viitoare o să iau din alelante. Deci vedeți, verdeața asta trebuie luată neapărat. Și aici la fel. Și atunci eu fac așa. Deci firuțele astea care îs aici trebuie luate. Așa e soiul ăsta, dar este roșie când o tai în două, ai luat partea asta verde și nu mai ai problemă. Dar soiul ăsta așa îi. Lasă într-adevăr mult suc. Suc și e foarte gustos. Dar ai un pic de lucru cu ei. O zis o doamnă că acum îi anotimpul prunelor. Dacă ai putea să faci o plăcintă ceva cu prune. Da, 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 da. Plăcintă cu prune. O luat fracet, nu-i problemă. Și fac. E sezonul, cum să zice. Dar încă nu sunt prunele alea ce știu eu, alea roșii, cum să zice, care sunt gustoase și bune, anume pentru prăjitură. Sunt prunele astea mari, încă nu ale noastre românești. Dar să știi că eu am, când am mâncat de la soacră-mea în față la casă, la Sofronia, nu acum. Altul soi. Deci eu am avut altul soi. Un soi mare, da, dar dulce și zămoase. Da, da. Știu, există și așa. Dar soiul nostru de prune roșii, cine mă aude știe ce zic, încă nu-s. Alea bistriță? Nu-s bistriță. Alea bistriță îs mai târziu față de prunele roșii. Țin minte că prunele bistrițe făceam gem pe când începea școala. Și școala începea în 15 septembrie. Și atunci, să zic eu că cam până 5 septembrie, cam așa, la începutul septembrie, era prunele bistrițe care puteai să faci ceea ce zic eu. Dar știu că în 15 septembrie, când începea școala, eu mă puneam să fac magium de prune bistriță. Ăla îmi plăcea mie foarte mult ca să-l am. Vedeți, să ia tot albitura asta. Deci asta, într-adevăr, nu-mi place la roșiile astea, că nu-s ca alea care spun eu că ai tăiat aici roata și imediat le tăia și pe ele. Aici, astea nu-mi plac mie să le tăpigulez, dar asta e altă problemă. Dar lasă mult suc și sunt gustoase, sunt bune, deci... Nu-i voie să fie... Uitați-vă de sămânța asta. Asta nu-i voie acolo. Da, ce miroasă. Are un miros că te îmbată, cum să zice. La roșii. Da. Și ele încă nu sunt chiar coapte, cum știu eu că trebuie să fie. Dar te dulcis, nu e problemă. Deci eu de ce vă spun toate astea? Ca să știți, nu că... mă vait sau nu, că nu-s mulțumită, departe de mine așa ceva, nu gândesc la așa ceva, dar vă spun, putea să mai rămână și mâine afară. Să se mai coacă? Să se mai coacă. Uitați ce coadă, uitați,
Asta a fost, să-ți dai seama, planta ce mare a fost. Da, se vede că cu farfecă au tăiat-o. Sau cu țât. Fiindcă... S-ar ce? Fi lupt. Da. Stai să văd ce e cu telefonul, că s-a închis blițul. Reluăm filmarea noastră, am închis puțin că s-a supraîncălzit asta și s-a dezactivat blițul. Și l-am puricat să văd ce are. Deci, vedeți aici unde am tăiat eu? Nu are albiturile astea, trebuie luate neapărat. V-am arătat. Asta trebuie luat. Dacă nu, atunci face sucul de roșii să strică iarna și zice că s-au făcut floare. Au făcut floare că nu au fost bine selectați, curătați, cum să zice? Curățat. De-aia au făcut floare. Să știți că nu mă laud cu asta, că am întrecut eu pe bunica mea, pe baba mea, cum să zice, dar la ea în fiecare an făcea sticlele câteva floare. Fiindcă ea nu lua atât sau nu le ferbea bine, că zicea că nu le ferb atâta, că tă scade. Și atunci le punea așa mai... Vă arăt eu și cum, ce vreau să zic. Semilichide. Da, și atunci nu era bine fierte și făcea floare. Făcea deasupra sticlei, deci aici era sticla și aici roata, așa, făcea un dop. Făcea, nu știu să vă explic cum era, dar dumneavoastră, ca mine, cei bătrâni știe ce spun eu, dar cei tineri cui vreau eu să-i arăt, făcea așa o pânză deasupra grosuță. Și atunci ce făcea? Sucul de din jos era bun. Și ce făcea? Punea o sârmă înăuntru și ridica așa în sus și scotea dopul ăla. Deci partea aia unde era sticla. Deci așa era sticla și aici făcea așa pânza aia albă, cum spun eu, și punea ceva sau chiar ceva ață groasă, nu știu să vă explic acum cum era, punea acolo înăuntru și ridica în sus și scotea pânza aia și după ce o scotea mai dădea drumul un pic să iasă tot. Și atunci sucul ăla făcea sos, făcea orice. Deci nu a fost problemă. Dar la mine, nu știu dacă mă credeți, așa ceva nu se face, că eu le las să fiarbă. Le las să fiarbă bine și atunci la mine așa ceva, uite, daci se uită pe mine și nu știe ce spun eu și îi explic aici, fiindcă la mine nu s-a întâmplat să vadă el așa ceva. Nu, nu. La mine nu se întâmplă așa ceva. Fiindcă eu le las să fiarbă bine și caut să scot toate vânuțele astea albe care are roșia. Vedeți, asta e mai bine coaptă și atunci nu are. Aici iar luăm asta. Și atunci, vedeți, nu are așa ale albe, care spun eu, fiindcă e coaptă mai bine. Era femei care făcea ca un fel de mucegai la sticla lor și arunca pur și simplu că mirosa mucegai. Deci, se poate întâmpla fiindcă nu scoate cum trebuie astea. Vedeți? Așa trebuie scoase. Neapărat. Chiar o roșie nu las și nouă acasă. Asta e ultima. Dar deja am rupt-o. Deci am pus 25 de kilograme. Deci ce bună a fost salata de ieri. Așa-i? Pa. Salata asta de... Și nici nu... Ai pus usturoi? Da. Salata de roșii... Nici nu m-a fost rău. Nimic. Salata asta de roșii care eu fac, pun, să zic eu, vreo 5 căței de usturoi, pun sare și pun ulei. Atât. Și uleiul... Să fie puțin mai mult.
Adică nu numai o picătură, că nu iasă salata așa de faină ca când puni ulei, așa cât știi că trebuie să fie acolo. Și atunci uleiul ăla cu usturoiul și cu roșia aia minunată dă un gust la salată că n-am cuvinte. Să știți. Noi am mâncat ieri la salată, n-am cuvinte. Și eu am mâncat, să știți. Și ce bun a fost umerile. Da. O zis o doamnă așa mai rătăcită pe lumea asta. Altcumva nu pot să-i spun. Că, doamnă, ați făcut șumerile astea numai ca să vă creșteți audiența, să faceți bani. Da, așa au crezut ea. Da, păi de ce spun că e rătăcită? Așa, dar de ce să zic? Dar vă spun că așa bunătate de jumeri nu sare de porc. Mie unul îmi place foarte mult. Și la Alice i-a plăcut. Și copiii așa mâncau. Ăla mic tot lua. Vinea și lua din bucătărie să mânce. Ăla mic. O mânca cel mai mult. Nu aia mă refer. Ăla mic cu jumara în mână o plecat de acasă. Avea jumara în mână, da. Și așa a plecat el acasă cu jumara în mână. Și vă rog să mă credeți, am trecut drumul. Și când am trecut drumul, eu căzut jumara săracă de mână. Și a început să plângă. Și atunci a partea care o căzut așa jos, eu am luat tot de la jumara aia, tot și am mai șters cu mâna că nu fost chiar... N-ați avut apă. Bine, pe stradă. Nu a avut o sticlă cu apă. Nu. Și Aliza spunea, nu i-o da, mami, nu i-o da. Și lasă că am luat eu ce-o fost acolo. Dar nu a fost nimica dacă e până acolo, că pe trotuarul a căzut. Nu e chiar... Și i-am dat-o înapoi și așa bucuros a fost. Și le-am dus, dar ce știe ce vreau să spun, până la alimentarea din colț și acolo am zis, acum puteți pleca, că numai câteva căși, vreo 4-5 căși, până să ajungă Alisa. Și copilul ăla mic, dar și ăla lant, Lucas. Și Lucas, dar ăsta mic, uite, tot așa mergea, el era cu mâna... La maică s-a dat cu capul tău după mine, că nu mă ce nu zicea, hai cu noi, ce faci? E drăgăstos ăla mic. Foarte, foarte drăgăstos. L-am țucat și l-am mulea și m-a zis, te iubesc. Da, și mie m-a spus, aseară după ce ne-am despărțit, am zis către ei, no, acum eu plec, zic, și le ceau și nu știu ce. Și el spunea, te iubesc. Da. Atâta te iubesc, eu fie zâși lui, că el spune la toată lumea acum. Da, dar îți dai seama cât e el de mic și spune că te iubesc. Crezi că el știe ce înseamnă. Da, uite că știe, că dacă îi dai afecțiune, îți dă și el afecțiune. Da, dar de ce n-o zis te iubesc de drumul ăla, da, când am mers eu? M-a spus te iubesc când am plecat. Știe ce înseamnă. Da. Uitați ce repede eu am făcut aici. Și gata. Mie nu-mi place să văd. Re. Ăsta îl împart la amândouă oale. Ar fi bine numai atâta să rămână în oală, fiindcă face o spumă când fierbe, dar le las eu la Da, eu aș vrea să mai iei roșii. 25 de chilei puțin. Păi dar nu iasă... Sticlele astea, cât iasă de aici vreo? 5? 10? Nu știu, foarte puține sticle. Nu știu dacă ia, nu cred că iasă 10 litri. Dar sfârșit. O să iau, dar mă duc la obor. La obor mă duc acolo. Cât ai făcut-o acum, abia tati? Știți ce face soțul meu? Ia sticla, o bea și după ce o bău sucul ăla, pune apă să nu cumva să se uște mizeria. Deci de la, păi de la bine suc. Face că pune și apă. Și pune apă în sticlă și el pleacă, dar sticla rămâne acolo, la locul ei. Păi să ai pe data viitoare. Așa, între timp când eu fac aici și dacă mai văd un firicel din ăla alb, uitați, dacă scapă cumva, l-am luat. Vedeți? Eu pot să spun că cu plăcere, cu drag, fac orice. Deci mie îmi place. Dacă nu m-ar plăcea, n-aș face. Mie îmi place
lucrul ăsta bătrânesc, nu oricine îl face, fiindcă acum este robot, este și din ăla care pui așa și imediat ai făcut. Cum îl cheamă Daci? Ăla care îi lași așa apeși în jos și imediat s-au făcut roșiile, le face... Ah, blender din ăla. Blender din ăla. Avem și noi. Și din ăla. No, îl pui și imediat l-ai făcut. Dar eu sunt aici tot ce fac. Ai pâlnie, că toată lumea spune că... Doamne, dar câte nu am. Că de ce n-am pus... Sau tolcier. Da. S-a închis blițul? Nu. Nu. Am. Acum chiar că trebuie tolcier când pun în sticle. Dar la când fac gem sau așa, eu nu-mi trebuie tolcier. Și l-am aici. L-am arătat și rândul trecut. Chiar îl arăt acum, ca să vedeți că nu mint. Nu, bine, lasă. Nu, acum îl arăt. Filmez? Da. Am vrut să vi-l arăt, dar ăsta mic, nepotul. Da, strănepotul. Strănepotul. O verificat dacă am... Lui place când e la bucătărie să vadă oalele. Oale, farfurii, toate. Și aici, în partea asta, eu am numai boluri din alea de plastic. Mamă, când o intra la plasticurile alea, ce i-a plăcut. Și probabil că l-o fi pus iar, ieri. Poate o fi bucătar. De câteva stele Michelin. Nu știu. Tu nu știi ce mare lucru am spus eu acum. Nu se știe. Uite, nu e nici aici. Nu știu unde l-o fi pus. Acum eu o să pun în astea la antenă, numai să șterg un pic aici, că e apa asta. Acum să pun la fiert. Ce să aibă? Așa. Și acum vă filmăm mai târziu, nu? Vreau să vă arăt aragazul cum arată acum. Ia vinul și filmează. Da. Uitați aragazul cum e acum și o să-l vedeți la final. Da. Când îți sferte roșiile, să vedeți atunci aragaz. Deci nu mă plâng departe de mine, dar totuși e muncă și aici, la bucătărie, până le pui iară la punct cum or fost. Da, bine. Pauză. Da, revenim. Hai, am pus frunze de țelină, uitați-le, le vedeți? Mă scuzați că nu vi le-am arătat, dar îți dă la două rădăcini. De la două rădăcini de țelină? Da, uitați, de la astea două. Ok, stan și brani. Da. Și mă bolză Daci și de-aia l-am arătat. A început să-mi spună un comentariu că am râs, că n-am mai judecat. Și-au pierdut mințele de la râs. Doamne, câte comentarii avem și bune și rele. Că mă amuză. Acum o să pun și ardei. Pune piparcă. Apa asta nu-i piparcă. Dar ce? Piparcă e aia lungă, subțire. Serios? Da. Și asta ce e? Nu-i piparcă. Ardei. Da? Nu? Da. Nu-i paradise, e tomat. Nu-i roșie. Pă piparcă, nu-i piparcă aia iute, e lungă. Da, ci piparcă să spun. Nu bine, piparcă. De cât timp fierbe sucul de roșii? Aproximativ, cam, la bătrânul de cap. La 9:30 l-am pus, uite-te cât e ceas. Serios, te-ai uitat la ceas? Da. Acum ai 12:15, deci dar aproape. L-am lăsat la foc mic, puteam să las mai tare, dar n-am putut să las mai tare, fiindcă s-a ridicat, uitați, până aici spuma și-o căzut pe jos. Da. Și atunci am zis, lasă-l acolo să fiarbă, cum știe el. Așa încet. Deci de 3 ore. Începe, uitați. Știți că v-am spus că dacă însă aștia însucite,
pielea, dacă se însuce, atunci e fier. Deci aici a început să aibă pielea aia însucită și aici așa aici, uitați, uitați, vedeți-o? Acum e fier. Ai aruncat-o, când să se vadă, dau fine. Am aruncat că a venit apa. Aha. Așa și a venit la mine pe deget. Okay. Și acum pun și țelina ca să-i dea gust. Adică piparca. Taci, mă. Am pus și frunzele de țelină și pun și ardeiul acum. Nu-i piparcă. Pentru să-i dea gust, o spargem așa un pic, să intre în ea. Pun aici, că acolo e mai puțin. Așa. Și acum m-am gândit eu de la mine, deci ce ați văzut până acum făcea bunica mea. Dar de la mine putere, eu o să dau părăzătoare și asta. O dau părăzătoare să-i dea gust mai intens de țelină. Iarna, să miroase așa frumos. Și atunci eu dau părăzătoare acum și eu zic că e bine. Nu dai părăzătoarea aia, mai da. Performantă, de la doamna Cuța. Da, mă trebuie să o țin în mână tare, că ăsta, uite, e mare. Și atunci aici merele din. Doamna Niculina, din America, știu că se uită la două, la trei noaptea la noi. La ea noaptea, nu la noi. Și acum, ieri am făcut niște jumere la Alisa, la nepoata mea, și așa m-a luat pe mine pofta când am cumpărat carnea. Am găsit și ficat foarte crud din ăla de purcer. Să știți că cineva a spus că a fost să am grijă să iau pielea, să nu fie amar. Nu a fost amar. Și l-am prăjit acolo în unsoare aia multă de la jumeri, că nu m-a interesat de unsoare chiar așa. Doamne, ce bun a fost ficatul ăla, n-am cuvinte, dar ce vreau să spun? Vreau să spun că o doamnă dragă, o prietenă de-a noastră, nu știu, o spus ea cum o cheamă, mai înainte ți-am spus că cum o cheamă, da. Dar nu ți-n minte. Un nume mai complex. Așa. Și o spus că m-am uitat la voi la două noaptea, și m-a plouat în gură din cauza lui ficatul ăla, într-adevăr, ați avut dreptate, doamnă, că a fost foarte bun. Așa de crud, așa untos, a fost foarte fain. Chiar nu m-am așteptat, că eu nu cumpăr ficat cu ani de porc. De pui mai cumpăr, dar de porc nu. Dar ăsta l-am văzut așa crud. Și vânzătoarea a spus, și eu am dus acasă, tot așa am luat și eu, cât palma, cât m-am mâncat eu și m-am făcut și eu. Dar altă doamnă zice, tot vânzătoare, nu i-a plăcut, o zic că ei nu-i place așa ceva. Nu, în sfârșit. Acum vă las, că eu răzăresc aici și poate vă deranjez. Și pun și ăsta acolo în tucul de roșii. Să vedem, e curioasă, să văd cât îmi iasă din 25 de kilograme. Cât litri miasă, chiar sunt curioasă. Eu am spălat, să știți că anul trecut am avut mai multe sticle din astea și eu am știut că am. Că anul trecut am fiert roșii. Și dar, pe cum tot am dat, am dat și nu mai am sticle. Și când m-am dus în cămară, am avut o surpriză, sincer, că am găsit numai 2, 4, 6, 7 bucăți. Și am zis, wow! Și atunci nu lasă, zic că poate completăm cu astea. N-am făcut rău. Nu mă duc să-ți iau. Nu. Nu te duci să-mi iei și mă duc eu și-mi iau de acolo, de la Jackson, acolo este acum, că aici la noi în piață nu mai este. Ai mai fost și tu odată în cămară să cauți după mine? Da. Deci n-ai avut încredere. Am înțeles. După borcane, că am știut că nu, dacă nu am ajung. Și atunci ce fac? Deci asta e problema, că le-ai dat. Păi trebuia să spună să-ți primească înapoi. Da. N-am sfârșit.
La cine e dat? La Anca? Nu știu, chiar nu știu. La Anca și la Mirela parcă ai dat, nu? Nu știu, asta a fost anul trecut, nu anul ăsta. Anul ăsta n-am dat la nimeni. Mă lași pe mine să dă prăjitoare. Deci asta a fost din asta de-a noastră românească, care e mai ațoasă. De asta de la turci, știi cum e, camărul. Vezi? Asta e altceva. Acum punem și țelina asta răzănită. Și după aia o străcoi? Doamne, doamne, ce gustit, da! Acum atâta, o mai las până fierbe țelina asta un pic. Doamne, ce gust o avea supul ăsta de roșii, fiindcă îi dă atâta de plăcută o aromă. Iarna, când faci o zamă de părădaise din asta, te țin de urechi. Mami, dar tu mai pun și piper. Da, puneam și piper, dar acum n-am pus. Hai să pun acum. Pune, dragă. Ia așa. Acum zic și o glumă. Eh. Am voie. Vegeta, nu pun. Doamne ferește! La așa zamă nu mai trebuie nimic. Deci, de-aia... Dacă mergi la cineva și zici, Doamne, ce zamă de părere. Da, acum vreau să fac o poză. Dacă mergi la cineva în vizită și, un exemplu, voi nu aveți așa ceva, așa suc de roșii. La, să zic, aveți la magazin care nu pune nimic adâncă de astea, nu pune nici piper, nici ardei, nici țelină, nici nimic. Și atunci, dacă mergi la cineva și are așa ceva acasă și faci o supă de roșii, zici, vai ce supă de roșii bună a fost și gustoasă. De ce? Fiindcă aici e temelia, cum să zice. Aici, dacă are tot ce îi trebuie, păi asta are o aromă. Când faci o supă de roșii, are o aromă intensă, foarte bună, foarte faină. Păi când aia îi numai roșii și apă, sau ce să mai fie. Sucul lor, adică. Ei, ce vreau să mai spun eu cu asta? Ați văzut și sarmalele, când le faceți. Dacă varza e foarte gustoasă, foarte bună, foarte bine pusă, sarmalele alea iasă mai bune ca varza care e numai apă cu sare și nu are niciun gust. Nici sarmalele nu au gust bun. Deci trebuie să mai ne... așa. Un exemplu, eu pun pe iarnă frunze. Cu țelină, cu pătrunjel, cu leuștean, cu mărar, cu toate le toc și chiar și rădăcina de... Mi-a venit acum idee. Chiar și rădăcina de țelină o pun acolo, ca aici, și atunci fetele mele, când vine la mine, le dau borcanele din alea, cu frunză din alea și ei zice că... Chiar Alisa, chiar la Anca. Mami, eu nu știu să fac altă ciorbă dacă nu am frunzele tale. La toamnă să o faci. Îi dă un gust foarte plăcut. Păi când bunica mea, la sucul ăsta de roșii, punea ceapă. Adică, o ceapă, să zic. O tăia felii și punea acolo. Mie nu-mi place mirosul ăla și gustul ăla să miroase a ceapă. Îi dă un gust dulce, dulceac ceapa, dar mie nu-mi place. Și dumneavoastră la fel, dacă nu vă place țelina, dacă nu vă place ardeiul, normal că nu puneți. Puneți ce vă place. Să mai faci frunzele alea la borcan, că data trecută când le-ai făcut, nu m-au plăcut, nu le-ai pus în borcan, le-ai lăsat așa în ligan, nu prea o știu lumea ce e acolo. Deci nu a fost un video făcut cum ar veni complet. Probabil ca să-și l-am făcut seama. De seara și l-am lăsat până dimineață. Nu știu. Și aș vrea să-l mai faci. Și nu numai prin simplu, prin faptul ăsta,
că nu s-o prea înțeles acolo, dar și prin faptul că acum avem față de anul trecut mulți mai mulți abonați care n-au văzut. Da, o să fac. Acum, ce mai vreau să spun, că se poate pune și o să pun asta o mână de sare. Are și gust și o ține. Că eu nu pun niciun fel de conservant. Uitați aici, pun mai puțin, fiindcă e mai puțin compoziția. Eu înainte puneam și o mână de zahăr. Nu știu ce să fac. Nu. Lasă-te, rog, fără zahăr, să poți să mânci și tu. Da, eu știu când mai mânca. Eu știu. Lasă fără, că nu se întâmplă nimic. Ok, acum îți dau să guști. Într-adevăr, taie aciditatea, dar asta e o roșie care e foarte dulce, ea. Cam nu prea a fost ea chiar foarte dulce, că a fost un pic... Ba, păi n-am mâncat ieri. Mai trebuia să fie mai copt. Uite aici ce gust. Foarte bună. Te învie de morți. Astea mi-e dulce. Da. Dă-l din gura ta să vezi. Lasă baltă acum, nu mai. Serios, e mai dulce. Că am băut cafă și îmi strici gustul meu. Wow. Deci că acum mă supă de roșii. Deci așa ți-o concepți tu, supa de roșii, aia ce știi tu. Da. Ai văzut? Nu toată lumea face așa, să știi. Și de-aia nu le iasă supa bună. Deci parcă deja e supă de roșii, nu supă de roșii. Ați văzut că eu, deci eu aici nu fac reclamă, eu, să știți că nici nu mă laud. Deci eu, cine vrea să audă și să facă ca mine așa, zic eu că le ajut. E, ce vreau să spun? Ați văzut că anul trecut, pe lângă sucul de roșii ce am făcut eu, am cumpărat la Borcan de la, cum se spune, de la... Am uitat, știu care, stai că citesc. Rieșeni? Nu Rieșeni. De la... Acum nu știu, care am luat la Borcan. Deci... Care e firma foarte bună. Da. Nu-mi vine, știu cum arată ambalajul, dar încerc acum să caut numele. Nu, în sfârșit. O să vă spun. Deci am luat ăla, fiindcă sucul ăsta m-a lăsat numai pentru... Răureni. Deci eu, zama asta, care o fac eu acum, o las numai pentru supa de roșii. Și atunci, aia lantă, la Borcan, ce vine? Că i-ar de umplut, că i... sarmale din varză dulce și pun suc de roșii sau eu știu. Deci repede iau Borcanul și îmi fac treaba. Dar ăsta îl las numai pentru supa de roșii. Clar. Și răureniu nu e atât de bun ca și ăsta. Da. Deci n-are gustul. N-are da. Gustul. Deci n-are... Atâta nu are. Țelina, ardeiul, piperul. Deci asta nu are. Și atunci cui îi place țelina, mă refer. Că la supa de roșii țelina mele bine. Da. Cam așa ceva. Acum lăsăm. Revenim peste 10 minute și atunci arătăm cum stoarcem. Ok, pe cum. Da. O fiert suficient. E fiert și țelina care am răzărit-o în fiartă. Și acum le stâng la un două. Așa, strângem și hota. Nu lași pe mine să ține stăcor. Nu. Așa faci. Golesc aici. Dar de ce nu pune acolo unde e oala aia albă? Să nu mai faci drumul ăsta și să faci mizerie. Nu. Am înțeles.
ce e simplu și repede să faci. Nu e nicio problemă. Păcat că nu se poate transmite mirosul. Ce frumos miroase. Așa. Miroase tare și țelina, să știi. Și roșiile. Astea două mirosuri domină. Ardeiul nu-ți miroase. Nu așa tare ca și țelina și roșiile. Poate că își o simte, dar eu nu simt. Ce pot eu să spun la țară când făcea femeile suc de roșii? Nu trebuia să merg la femeia aia acasă să vezi că face roșii. De la stradă știai cine face, cine verbe roșii. Așa. Și acum punem în asta, în asta mare. Și roșiile alea, ce se întâmplă cu ele? Că nu mai știu. Nu rămâne nimic de ele, numai coajă. Trebuie să le străcor până nu mai are nimic din ele. Dar, acum nu pot eu să pun mâna, știi? Că m-arde. Dar o să pun mâna. Nu s-a arăt de la abur. Uitați ce gros, vedeți? Aici are toată pulpa. Oala asta e frumoasă, într-adevăr. Vezi că cade lichean. Dar nu-i bună de nimic. Așa prinde, dacă aștia ar fi fel în ea, tot s-ar fi prins. Ar fi avut gust de fumat. Da. Ăsta, mami, aici, dacă poți, uite-te, să dai așa cumva, știi, să pici acum. Acum pică, uite. Trebuie să strâng. Îmi pun eu sucul de roșii. Să știți că mai este ce pot să fac.
să pune roșii, să pune ardei și vă arăt cum se face, ca să aveți la iarnă să pune o lingură din borcanul ăla, la eu știu, la tocană, la ghiveci. Deci să ferbe roșiile cu ardeiul și să ferbe numai puțin, deci roșiile să fie prima dată, să fer bine, bine, și ardeiul îl pui acolo până intră unghia. Deci să fie numai o idee de fiert, nu mult. Și să pune la borcan. Și iarna, ai o lingură de suc de roșii cu ardei verde să completezi la o ciorbă, la o tocană, la mai multe. Asta m-a învățat doamna Bercuș. Ea m-a învățat sărăcuță. Cum se face la București? Ghiveci, spunea ea, ghiveci. Dar nu era să pui orez în el sau ceva, numai suc de roșii și ardei. Strecurătoarea asta m-a dus-o Anca, acum când a fost de pas. Chiar mă bucur de ea. Și eu am avut, dar nu așa, a mea de inox. Asta e mai încăpătoare. Ia mâna. Trebuie acolo să-l pun, fiindcă... Telefonul ăsta. Eu stau strecor și mă urcă. Oricum trebuie să iau aici. Și atunci luăm așa. Asta roșii de plastic de la Kaufland ai luat-o, sau? De la Dedeman. Dar îmi place de ea. Are și capac. Când ai dus supa la Alisa, în ea ți-am dat să duci. Supa la cine? La Alisa, cu găluștii. Aha. Când ai dus. Și am avut capac și nu cade nimic din ea. Așa. Și acum mai trebuie fiert o dată. Da. După ce ai scos toată pulpa asta, mai fierbe, da. Și cât să mai lasă? Puțin. Da. Până o dată în clocot, sau? Până spuma aia nu-i mai roz. Aha. Ea face o spumă. Și atunci, când e spuma mai închisă la culoare, e gata. Așa știu eu că trebuie să fie.
durează ofert și deloc e gata. Păi acum mâine cuptor, nu? Mami, noi am lăsat la foc foarte încet. Eu nici n-am amestecat în ea, ca să nu se prinde. Deci într-o zi când sunteți acasă, lăsați la foc mic. Da. Aproximativ 3 ore. Deci cine se grăbește lasă la foc mai mare și atunci deloc ferbe, dar trebuie tot un amestecat ca aștia să prind pe fund, la oală. Dar dacă faci așa cum am făcut eu, atunci... Bine ți-ai ales rochia asta, că tot ești topită, dar nu se vede. Hai. E să n-aibă aici din alea. Vezi care? Unde? Iar o să închid blițul. Dar tu poate nici nu știi. Deci este o mașină care dai aștea pe mașină, care are un rol așa, și aici în față sită, știu. Are plasticul ăla care iasă roșiile, știi? Uh-huh. Și aia e cam atât. Nu, păi dă tu până pui tu. Dar aici ai terminat imediat. Nu e fiecare cum e obișnuit. Da. Poate pe altcineva nu-i deranjează să facă cu mașina. Da. Tu ești așa obișnuită. Aveam eu o fată, pădănuța lui Dorin, al domnul Dorin, care și avea mașinuța ei. Și când a văzut ce repede am terminat eu, și eu fac așa, nu mi-a trebuit mașinuța aia. Ce să chinu cu ea? Și am dat o sută în asta de inox și zice, uite, mie nu, nu vă supărați, dar nu mai vă dau înapoi. Bine, ea și-o permis cu mine. A pomeritat, că ne-a ajutat și ea de atâtea ori. Oh, Doamne! N-am cuvinte numai de laudă de ea. Oh, Doamne! Cât m-a ajutat ea, nu m-ar fi ajutat nu știu cine. Când aveam nevoie de mașină, ea a fost bine dispusă. Când nu eram eu acasă, că eu nu eram mult acasă. Ai fost și acasă. Am fost și acasă. Dar și... Dar n-ai fost șofer atunci. Că ea m-a ajutat și meream după lemne cu ea să cumpăr lemne și în Aradul Nou, era la școală. Și când am făcut casa aici, apă de nuntru, atunci n-ai fost acasă. Și atunci m-a mai ajutat, m-a ajutat ea. Dar ea a fost întotdeauna. Și când aveam porci, mergeam după tărâță să cumpăr la obor tărâță. Prima dată duceam copiii la grădiniță și atunci mergeam după tărâță. Sau, de multe ori, mergeam după tărâță și atunci la grădiniță cu tărâță după noi. Și copiii de multe ori le duceam cu noi și erau micuți. Și ei în spate acolo se băteau, nu se înțelegeau și ea săraca la volan conducea. Și atunci mai striga, Carina! Și așa mai departe.
Parcă nu mi-e să cred când aud lucrurile astea. El era atunci la grădiniță și acum sunt la facultate. Ce e cu terminat facultatea? Aia mare, da, aia la întămică. Leti nu cred că o terminat. Ba da, cred că și eu o terminat. Doamne, ce dulce era Leti când era micuță, când și Carina, să mânci. Carina era preferata mea. Și Leti, nu pot să zic, dar Carina nu știu de ce era preferata. Așa. Și ele mă ține pe mine ca când aș fi din familia lor. Țin minte că a fost acum într-un an la noi, acum, de un an, doi, și au văzut ceva la mine. Eu eram pe scaun și n-am mai vrut să mă ridic. Și am tras celălalt scaun lângă mine, nu știu de ce, ca să pun ceva ce am avut în mână. Și Carina arată, ai văzut? Nu mai s-o scula. Dar așa, pe semne, că ele, cum vorbesc ele, ai văzut că da. Nu mai s-o ridica, a tras scaunul și și-a făcut treaba. Și asta l-am tot înțeles și-a făcut în cap că da, înțeles. Sunt atâtea de înțelepte amândouă. Ele surdomute. Da, săracile. Dar foarte înțelepte. Foarte deștepte. Facultate și... Facultatea de IT au făcut aia mare. Deci IT îi, wow. Eu n-aș putea să fac. E multă matematică. Dar ea a fost bună la matematică. Apoi și mătușa ei e profesoară de matematică? Matematică, cred că. A făcut școala la Cluj. Și cred că o termina, Leti. Nu știu, de care nu știu că o termina. Nu mai știu de ele, nu mai vine până la mine, dănuța mea. Păi cam tot la Cluj. Și când îs acasă, în Arad, au și treburile lor, drumurile da. Lor. Nu-i mai ca și când era aici. Lângă noi. Eu, când avea Dana undeva să plece, vinea la mine ca când vine la mama ei să lase copiii, că ea are treabă. Și le lăsa aici. Și chiar când am zugrăvit, era toată casa întoarsă pe dos. Eu am găsit un pat liber și când trebuia să doarmă copiii, le-am pus în patul ăla și s-au culcat. Deci nu a avut problemă. La amează, îți vreau să spun. Așa, aici am lăsat să sărăcească și atunci cu mâna o să fac să iese toată pulpa asta care avem noi aici. Acum, nu știu dacă... N-ar trebui să pun într-o oală din asta lantă, că asta fumă. Da, nu pune în aia. Aia e numai de design. Și că să ne încurce. Pune pe pauză. Uitați ce bine au străcurat mami roșiile. Și acum au pus a doua oară la fiert. Acum am pus. Acum. Nici acum. Nu fierbe. Nu fierbe, vedeți? Până atunci m-am făcut un pic de curat paragaz, că era dezastru. Și aici, să vă arăt eu, numai atâta îi că îi și arde de din jos. Deci, din 25 de kilograme, uitați cât arunc. Bine, de acolo și frunzele. Da, și frunzele. Uitați aici. Aici arată, că aici nu ai arătat. Vedeți? Da. Deci atât. Nu-i mult. Și aștia le aruncam noi la găini. Știi? Să le arunci la găini, să vezi ce bunătate pentru ei. N-am cuvinte. Păi arunc acum la păsări și la porumbei. Păsările nu cred că se bucur așa, numai găinile, vai. Ce alergau înaintea mea când duceam. Așa, am terminat. Mulțumesc la Tatăl Ceresc. Deci m-a ieșit de 25 de kilograme, să zic eu 10 litri 10. De suc. De suc de roșii. Și e foarte gros.
Foarte fain. Uitați, vedeți? Se vede așa ca brânza, cum se zice. Foarte gros. Gros. E gros, fiindcă au fost roșiile faine. Vedeți? Și acum lăsăm să fiarbă. Și după aia punem în borcane și am terminat. Ok. Pe curând. Iacă prima sticlă, poate ea se aștea, dacă. Să vedem. Cam așa prima. Înainte puneau bătrânile sucul de roșii pe marginea cuptorului. Da. Și acolo era de fier ceva acolo, cuptorul. Soba. Soba. Și atunci zicea că, nu știu ce, că dacă nu să pui cuțit, nu ia că eu nu mai pun cuțit. Ai, sau nu știu, nu. Nu pot să știi. Cam, na, cum se făcea înainte ca să nu... Dar, într-adevăr, se spărgea. La bunica mea se spărgea sticla. Cât e una. Da. Mă văd că aștia sunt mai altfel. Și alea erau. Dar nu știu de ce se spărgea. Chiar nu știu. Poate era prea fierbinți acolo pe cuptor, cum stătea. Poate, da. Sticlele prea fierbinți. Cred că numai sticlele alea ți ies. Bine ar fi toate șapte să fie. Dar nu cred. Și uitați, la mine ferbe. Arată ca să vadă că ferbe. Deci mere focul așa încet. Da. Și trebuie să fiarbă. Să stâng și să lasă așa într-o parte, cumva. La parte.
Care pare? Am două slăfe, nu știu. Ah, ok, am înțeles. Ca să pot eu să iau. Da. Doi, patru, șase. Ar fi și a șaptelea, să zicem noi. Da, și asta spun. Cred că jumate din sticlă, așa-i? Așa groasă vei aici, că de-aia fac așa. Doamne ajută să fie plină și asta. Ia punem acolo. Da, nu. Știi ceva? Mai bine lasă-mi-l mie pe ăsta. Și să-mi fac eu supă. Mai bine lasă-mi-l mie, mai adaug un pic de apă, un pic de vegeta și îmi fac o supă și pun un pic de macaroane, știi? Hai, fie. Mamă, ce bine iese. Ce faci acum? Aduce-i de drumul. Păi aici nu lasă să fac o supă. Ce crezi tu? Nu! Faci tu supa? Așa. Nu, ia că tot. Ți-am dat o idee. Mamă, dar ce călduri e astăzi! Deci, din 25 de kilograme nu m-a ieșit. Nu. Mă ieșe numai 2, 4, 6. Dar aici nu-i o picătură de apă, fiindcă bătrânile, mă spun eu ceva, când făceau sucul de roșii, pe cojile alea care erau însucite, pe, spune Angi că nu știu acum, pe coaja de la roșii, da. Care eu am străcurat-o, ei mai puneau apă și mai puneau acolo, să zic eu, pentru 5 litri punea de apă. Eu nu fac asta. Deci eu fac așa cum știu eu că trebuie. Uitați aici. Să vă arăt. Cât e de gros. Hai aici să arăt. Uitați ce groasă. Groasă, da. Vedeți? Deci eu nu pun apă. Dar acum pun. Eu nu mai fac supă. Păi aia zic. E prea gros. E prea gros, da. Da. Bine, asta e după fund. Și aia e mai groasă. Mai ia că zamă de paradise. Bun. Vai de mine și de mine. Da. Pune un pic de vegetă. Alea sperii alea. Nu mai trebuie vegetă. Nu mai trebuie vegetă. Nu. E destul? Gustă. Ok, și nu zici realizarea ta sau când, da. Sau când e gata supa? Da. Când e gata care supa? Să pun? Asta sau asta? Păi hotărăște-te. Care vrei tu? Care vrei tu în zama de paradise? Alea, nu? Alea sunt. Alea de supă, nu? Asta sunt macaroane. Astea sunt tăiței. Cum se mai spune? Găluște. Paste. Cum să le mai zic? Nu e ca așa. Mamă, dar ce cald e asta. Asta e 35 de grade, tu știi? La noi. Păi știu eu cum să fac zama de paradise. Nu ai văzut? Da, destul-i. Ok. Unde e asta? Lingura. Unde e asta lingura? Ok. Mă
duc și mă duc un pic de leuștean. Da, sunt acolo. Așa. Așa. Și uitați cum facem noi. Mai pui ulei. O leacă, că nu, fac zamă de părădaise. Oh, oh, oh. Ia că așa. Știi tu? Și acum mă duc și aduc și leuștean. Și leușteanul din grăgină. E spălat bine, nu? Păsările le murdăresc frunzele. Ai curată? Am ui curată. Ia că o tai în două. Așa. Parcă nici asta nu fierbe acum. De ce? Așa ai încet. Ai o dare. Merge încet. Nu. Păi merge încet, dar nu. Trebuie să aștept. O lecuță. Și atunci... E așa. Să știți că dacă nu ar fi spus Angie așa frumos să las, n-ar fi lăsat. Ar fi pus într-un borcanel. Nu vezi, am dat o idee și ai făcut și o rețetă. Da. Pe lângă zamă de paradise cu o leac de tăițel și cu leuștean aici un pic de gust. Și dacă vreți puteți pune sare după gust. Doamne, dar aici i-am pus un pic de sare. Păi nu, este la alții care le place sărat. Crede-mă. Sărat, sărat. Eu am prins pe cineva care a zis că nu-i destul de sărat și a pus la sare acolo. M-am gândit, iaoleu, ce... Tata meu, a mers la spital că a făcut infarct. Și era la spital. Și, eu m-am dus, i-am dus mâncare și acum să pun în sertar, eu știu acolo la el, în optierul lui, să-i pun ce am dus eu acolo, eu știu ce să-i fac. Și când deschid acolo sertarul ăla. Sarea. Sare, piper, vegeta, super dotat. Mamă! De toate avea. Toate le-am luat și le-am pus la gunoi. Zice câtă mine, de ce ai făcut asta? Mă faci să mă duc chiar la alimentară. Nu mai nici eu. Cum tu te... Internezi, da, și pentru tensiuni atât... și... Da, dar au făcut timp. Da. Și... Nu știu ce-o fi făcut. Poate o scurs de mine. Dar unul care era avea alimentară proprie și a spus, mă, eu mănânc mâncarea asta de aici și mănânc păsula asta verde cum o golește din borcan, așa o mănânc fără nimica și am făcut bube la limbă. Și ce n-am eu acolo la alimentarea mea și nu mă duc nimica să mănânc. Și tu spui vegeta și spun sare. Păi? Să ce stau. Da. Nu, și acum pierd o leacă acolo, tăițelul și e gata, nu? Da. Ce ia ca așa? Am făcut și zamă. Uitați ce onoare mare dau eu la supa asta de... Roșii. De roșii, uitați. Deci ăsta e din ăsta întins și ăsta e așa. Așa. Onoare mare dau eu. La bine ai venit la noi zama de paradise. Ok. Stai să pun un pic de... că e prea multă țări. Un pic de zama. Doamne, dar ce groasă e. Nu mai puneți lină, nu? Nu o pus lină. Până la dungă. Deci, uitați aici. Stai să ștept. Doamne, auză pe Natalia. Acum mai trebuia deasupra tăiat un pic de verdeață, dar mai trecem cu vederea.
sau pun. Okay. Așa, stai să văd să dai un pic. Natalia, ce cauți? Supă de roșii? Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. N-am cuvinte cât sunt de mulțumită. Într-adevăr, nu prea mi-s mulțumită că nu mai ieșit destul de sticle. No, dar știu ce am. Deci, clar, uitați aici. Cât e de groasă. Zama de paradise. Da. Așa de-abia apuc să mânc. O să apurez. Asta e Natalia, bine? Na, așa. Hai, Angie, filmează. Da. Și să spun eu. Dar nu-mi place că se vede dunga aia. Unde mă las acum. Cârtia mea, unde am pus-o? Păi nu știu unde ai pus-o. Aici. Nu pentru asta, numai dacă filmez, adică îi faci poză, că crășesc. Ah, ok. Nu las, ok. Să se vadă frumos. Da. Gata. Aceasta a fost realizarea mea pe ziua de astăzi. Eu mulțumită mi-s foarte. Mulțumesc și la Tatăl Ceresc că m-a ajutat. Și uitați unde am strecurat în asta. E minunată. Nu s-a lăsat în jos. Reclamă cine vrea să-și cumpere. De unde e asta? De la Anca. Mm-hmm. Anca m-a adus-o când a venit acum. Și eu am crezut că dacă fac, mai miasă degetele pe aici, mm-hmm. Dar nu. E foarte faină, cu toate că eu am una de inox. Dar și asta e faină, și aia e faină. Chiar o arăt. E și fain, fain. Să fac o poză. Nu mai găsesc nimic. A fost Noa aici. Și umbla la oale. Au făcut inspecție. Nu da, mai găsesc nimic. Da, în bucătărie. Nimic. Deci, am vrut să vă arăt, dar numai. Deci, e rotundă, cu două mânere și de inox. Da. Vă doresc numai bine. Dacă vreți să încercați să faceți asta, așa cum am făcut eu, așa supă minunată, nu știu dacă mai există, nu că mă laud cu asta, sincer. Deci, are un gust aparte de cei ce fac așa simplu. Întotdeauna supa mea de roșii a fost mai bună ca lui doamna Bercuș, că ea nu punea numai un pic de sare și atât, nici zahăr nu punea, nimic, nimic, numai sare și atât. Dar ei nu era așa faină ca a mea, mea era cu gustul altfel, cu gust de ardei, cu gust de țelină și amșâra, rădăcina, deci e minunat. Vă doresc numai bine, vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. Să vă poarte de grijă și vouă și nouă și mulțumim la Tatăl Ceresc pentru fiecare zi ce ne oferă. Aceasta este realizarea mea, mai spus. Vă dorim mai bine, pace!